cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. La dimineața, oameni buni, emisiune la cafeaua de dimineață. N-o să stăm să batem mult apa în piuă. Avem două sau maxim trei subiecte astăzi care zic eu că vor fi interesante. Ieri, după amiază, a fost așa un zvon care după aceea s-a transformat într-un fel de șuvoi de zvonuri că DNA, DGA, poate amândouă, una coordonată de cealaltă, ar fi făcut o vizită la serviciul de ambulanță Neamț, niște percheziții, s-a intrat în niște birouri, probabil s-au căutat niște lucruri, documente, acte. Ideea este că birourile par să fi fost alese după ce s-au primit una sau mai multe reclamații. Nu știm dacă au fost bătute la mașină, scrise după dicteu. Ideea este că cei care au venit s-au dus ață spre niște birouri. Se pare că al asistentei șefe sau asistent, cum se cheamă acolo, al unui lider de sindicat, că acolo parcă ar fi două sindicate și probabil, nu cred că putea fi ocolit biroul domnului nou director Morenciu. Din discuții, nu, dar de ce? Uite, îl vedem pe domnul Morenciu pe ecran. Era doar de el. Am încercat să luăm legătura telefonică cu domnia sa ieri, dar probabil că era ocupat și n-a putut răspunde. Încercăm să vedem dacă, uite, cât vorbim, poate ne răspunde în dimineața aceasta domnul Morenciu și ne lămurește un pic. Poate ne lămurește un pic despre ce este vorba. Oricum, acolo, la ambulanță, totul a pornit, se pare, de la niște concursuri. Deci domnul Morenciu nu este la telefon, este în general, dar nu la telefon. Domnia sa a fost întotdeauna pe funcții bune și de aceea a și trecut așa în timp fără probleme. Acum, acolo ar fi vorba de o reclamație pe niște concursuri, pe niște, probabil, păguieli sau ceva de genul ăsta. Ideea este că în concursurile respective n-ar fi fost implicat în mod direct actualul director. Om trăi, om vedea, pentru că acțiunea a fost un pic mai amplă, n-a vizat doar sediul de la Piatra Neamț. Se pare că și pe la Târgu Neamț au mai stat de vorbă cei care anchetează cu un șofer, cu o asistentă. Și lucrurile sunt în derulare. Să nu credeți că este un lucru extraordinar de nou sau ceva. Nu. Se vorbește de foarte mult timp că la ambulanță angajările ar fi pe o anumită taxă. De data aceasta există o reclamație. Vom trăi și vom vedea. Dar ce vreau eu să insist este faptul că, în general, toate concursurile de genul acesta în domeniul medical, dar nu numai în domeniul medical, și în administrație, sunt aranjate. Sunt aranjate bine și frumos. Ați auzit, în afară de două, trei cazuri în care a fost o reclamație punctuală ca la spital să transpire ceva despre concursuri aranjate? Toată lumea știe că erau probleme. Nu știm dacă mai sunt și acum. Dar, în general, cei care se ocupă de organizarea concursului au grijă în timp să facă servicii. Îi face servicii lui X, îi face servicii lui X care are funcție de răspundere și funcție de control. Și atunci, chiar dacă transpiră ceva în timp, ei sunt protejați de sistem. Și atunci, dacă tu ai fost, de exemplu, mare șef pe
partea asta de angajări la o instituție, când se fac socotelile, se spune cam așa, da, domnule, că acolo au fost multe chestii, da. Omul ăsta e valoros, ia, hai să-l ducem noi la o altă instituție, e adevărat, nu pe aceeași funcție, dar cunoștințele lui ne pot fi de folos în continuare. Și lucrurile merg, pentru că el și-a făcut prieteni îndatorați. A aranjat un concurs pentru unul, pentru altul. De aceea să nu ne facem mari iluzii că se va întâmpla ceva după această descindere la ambulanță. Asta este, ca să spunem așa, bombana de pe colivă de ieri. Astăzi a apărut Mesagerul de Neamț, numărul 537, și îmi permit să vi-l arăt așa un pic la cameră, pentru că avem niște personaje interesante acolo. Deci, pe prima pagină, PSD cu și după Ionel Arsene. Cred că ar trebui materialul măcar citit un pic. Opinia Mesagerului, Eurovision de regiune superior. Eu spuneam că în curând, dacă o să cadă într-un bazin de not un ucrainean în timpul campionatului mondial, va fi declarat campion mondial și totul va merge bine. Eurovisionul ne-a arătat că așa se întâmplă lucrurile. Dar aș insista un pic pe ultima pagină, în care avem ceea ce eu numesc gluma săptămânii. Agenția Națională de Integritate a stabilit în anul de grație 2022, deci în anul de grație 2022, că Arsene Ionel, președintele Consiliului Județean Neamț, nu poate justifica 196.100 lei. Asta după ce, de-a lungul anilor, din 2014 cetire încoace, cel puțin două publicații, dar mai multe cu un accent pe Atacul, care a ținut subiectul, noi l-am început prin 2014, am scris inclusiv anul trecut, dar n-am stat să mai urmărim ce face domnul Ionel Arsene, pentru că el n-a mai fost interesant decât prin fapte, nu prin declarații de avere. Cum spune el, fapte, nu vorbe. Deci, cei de la ANI și-au flexat mușchii pentru că au primit, li s-a dat voie să-și flexeze mușchii împotriva lui Ionel Arsene. Și ca să vedeți cum merg lucrurile, cu o săptămână înainte de a apărea comunicatul ANI, o publicație din București, practic, dădea ce va apărea în comunicat înainte, pentru că, nu-i așa, a primit și s-a servit pontul. Să vorbesc despre Ionel Arsene, că nu poate justifica 196.100 lei, este ca și cum ai putea spune că, eu știu, Bill Gates n-are nicio treabă cu teoriile conspiraționiste din lume. Deci domnul Arsene este, cine-și mai amintește, președintele Consiliului Județean Neamț. Și de ce am legat cele două lucruri, ambulanța cu Consiliu, în această emisiune? Pentru că ele ne arată, cele două cazuri, starea societății românești, sau societății nemțene, ca să zicem la acea română, în Neamț. Ce avem noi în Neamț în acest moment la conducerea județului? Și ce îi unește pe cei care ne conduc județul? De exemplu, Ionel Arsene are o condamnare de 8 ani și 4 luni în primă instanță, cu executare, că e la 8 ani și 4 luni, pentru ce? Pentru niște chestii, cum să vă spun eu,
Le poți numi aproape găinării, cu excepția chestii alea cu suta de mii de euro pe care ar fi luat-o de la Gheorghe Ștefan ca să o dea cuiva, ca să-l rezolve pe unul prin ani și prin alte și prin materiale de presă. Deci, un om condamnat la 8 ani și 4 luni, care acum și că nu-și poate justifica averea, pentru că el discuta cu fostul primar al municipiului Piatra Neamț și el condamna de mai multe ori în mai multe dosare, ca să-l facă pe Culiță Tărâță, care era președintele Consiliului Județean Neamț la vremea aia. Gheorghe Ștefan fiind și fostul președinte de partid și om cu o mare influență națională pe vremea PDL-ului, la fel cum a fost și probabil mai este într-o oarecare măsură Ionel Arsene la nivel național pe vremea, a fost pe vremea PSD-ului și probabil că mai este și acum. Deci oamenii ăștia care hotărăsc destine, care fac, iau hotărâri la nivel național, ne conduc pe noi și au pus de o mică afacere. Au pus 100.000 de euro ca să-l rezolvă pe unul. După aceea, Ștefan îl reclamă când iasă din pușcărie pe Arsene că a făcut chestia asta cu banii și îi cere banii. Bine, i-a cerut banii, nu i-a dat, i-a reclamat, etc. Și în ecuație mai apar niște personaje, printre care și un domn, Panaite, fost primar la Dragomirești, fost prefect, dacă nu greșesc, care acum vine și spune, domne, ce primar avem la Piatra Neamț, el în calitate de prefect pus de Arsene, era un fel de intermediar între Arsene și Ștefan, ca să își primească, să-i împace, unul să-și primească banii și dădea când la unul, când la altul, raportul. În discuțiile astea reiese următoarea găinărie. Ca să recupere banii, Arsene să-i dea o lucrare lui Panaite, care să, din profit să-i dea banii lui Ștefan. Panaite fiind fost primar și prefect. Ionel Arsene fiind președinte de partid, președinte de Consiliul Județean acum, Ștefan președinte de partid, primar. Asta este imaginea. Nu o spunem noi, o spun documentele care sunt în diverse dosare. Mergem mai departe. Să încerc să văd dacă reușesc să găsesc. O declarație de avere a domnului Dragoș Chitic. Dragoș Chitic, o declarație de avere în care, o să rulez eu așa un pic, încă domnul Dragoș Chitic este un om care a investit cu cap în terenuri, Bârgăoani, un teren de 13.000, unul de 23.000, la Gârcina, unul de 1.000 de metri, 1.100 de metri plus minus, unde are și o casă de vacanță, era o casă de vacanță, la Dobrem vreo 5.000 de metri, și merge mai jos. În declarația de avere, circulă cu două mașini, cel puțin conform declarației de avere, clădiri, are două clădiri, da? Ambele cumpărate, și circulă cu două mașini, un Volkswagen Passat din 2012 și un Ford Kuga din 2013. În rest, n-are alte bunuri de peste 3.000 de euro, active financiare are ceva acolo, se vede pe ecran, în lei, puțin mai puțin decât nu poate justifica Ionel Arsene în declarația de avere. Investiții și participări în străinătate, nu. Alte venituri, alte active producătoare, nu. Probabil că terenurile alea sunt nelucrătoare sau nu fac 5.000 de euro. Datorii ipoteci, nu. Și are, ca să spunem așa, un singur, are niște venituri, are
cadou, la cadouri, servicii, avantaje primite gratuit, restituirea contribuției de la alegerile parlamentare de 119.900 de lei. La salarii, la vremea respectivă, era primar și consilier județean și observăm că nu mai apare soția în declarația de avere, probabil că ori este o omisiune, ori s-au făcut niște acte de protecție, ca să spunem așa. Și ăsta este domnul Dragoș Chitic. Acum, domnul Dragoș Chitic este vicepreședintele Consiliului Județean Neamț și colaborează îndeaproape cu domnul Ionel Arsene, care a contribuit decisiv la numirea sa ca vicepreședinte în urma negocierilor. Eu, pentru că memoria documentelor este importantă, o să încerc să vedem dacă putem pune pe ecran o declarație a domnului Ionel Arsene din campania electorală, mai țin minte, cred că 2016, sper să nu greșesc, o declarație interesantă. Am văzut și vedem de ce e în stare Dragoș Chitic. Nu poate cârpi o țeavă. Deși el spune că nu-i treaba lui și eu îi spun, prietene, țeava aia e în Piatra Neamț, dacă ești destoinic și ești un gospodar, te duci și te implici, vezi a cui e țeava, cine răspunde, ce face, te culci acolo dacă trebuie. Pe mine mă interesează un primar care se implice, nu un primar care să vină să spună povești, că el nu are treabă, că apa servuie al Consiliului Județean. Eu vă spun chiar că chiar cunosc ce se întâmplă acolo și au fost zeci de adrese făcute de compania județeană APASEV către primăria municipiului Piatra Neamț. Bineînțeles și primăria fiind acționar la APASEV. Dar domnul Chitic uită subit că primăria e acționar la APASEV și că soția lui lucrează la APASEV, dar să-i aducem noi aminte dacă uită asta. Punct. Scoatem. Deci, repet, domnul Chitic este acum vicepreședintele Consiliului Județean și mâna dreaptă, nu, mâna stângă, că mâna dreaptă e domnul de la Bacău. Mâna stângă a domnului Arsene. Deci, rezultă cam așa, că domnul Arsene și-a pus mâna stângă unul care nu știe să bată un cui. Sau între timp l-a reevaluat. Între timp, doamna Chitic nu mai lucrează la APASERV, nu e treaba noastră unde lucrează, dar băiatul domnului Chitic a fost angajat, așa, direct, într-un concurs de dosare, la una din asociațiile în care cuvântul principal îl are Consiliul Județean Neamț. Deci, e un om care nu știe să bată un cui, pe care îl trimiteai să culce acolo, la cuzai că și-a angajat cumva, voalat, nevasta, la APASERV, și îl iei și pui lângă tine. Ce îi unește pe cei doi? Acum și domnul Chitic este condamnat în primă instanță la vreo 3 ani de închisoare. Cred că acolo e cu suspendare, parcă, dacă nu mă înșel. Sunt împreună. Asta este imaginea clasei politice care ne conduce. S-au stuchit, s-au scuipat, acum se pupă. Pentru că nu e așa, cineva trebuie să ne conducă. Să întregim imaginea de la Consiliul Județean, mai avem o declarație de avere din aceeași dată cu a domnului Chitic, Ciubotaru Mădălina Veronica, care este vicepreședinte la Consiliul Județean. Și dacă mergem pe declarație frumos, o să observăm că la dânsa lucrurile sunt foarte clare. Este, putem spune așa, în mare nevoie. Aproape că, dacă n-ar fi salariul de la Consiliul Județean, s-ar încadra la categoriile alea care pot să primească un ajutor social. Deci, terenuri nu, casă nu, bunuri mobile nu, bunuri proprietate altele nu, nu, active financiare și conturi, nu, plasamente, nu, alte active producătoare de venituri nete, nu, datorii, nu, nu,
cadouri, nu cadouri, nici avantaje primite gratuit. Deci, am pus asta. Și cum era pe vremea aceea, era consilier județean și asistent social la CPPU Rosnov, unde câștiga o sumă de bani care îi permitea să trăiască cu demnitate, totuși, și cu ajutorul părinților, care la Rosnov sunt destul de cunoscuți, domnul Ciubotaru fiind fostul primar al comunei orașului Rosnov. O să spuneți, da, dar uite, dânsa nu are probleme cu legea, cu... n-are datorii, n-are nimic, e foarte ok. Așa spun și eu, nu știu dacă o să reușesc în timpul emisiunii să găsesc la Curtea de Apel Bacău, dacă reușesc. Este în momentul acesta pe rol. Ia să vedem noi dacă găsim. Că așa se fac emisiunile în direct. Ia să vedem. Este un dosărel de pe vremea când doamna Ciubotaru era în fruntea unei societăți a Consiliului Județean Neamț, nu departe de Rosnov, la Negulești. Societatea se chema Neamț Turism. Și nu reușesc să intru acum. Societatea respectivă a intrat puțin în faliment și dacă a intrat puțin în faliment, s-a căutat atragerea răspunderii administratorului. Și în primă instanță s-a constatat că administratorul este bun de plată pe vreo 500 și ceva de mii de lei, adică de 3 ori și ceva, sau, da, nu, de 2 ori și ceva suma pentru care, pe care Ionel Arsene nu o poate justifica. Și în momentul acesta este, se judecă apelul, cum se cheamă el, așa, la Bacău. Deci doamna Mădălina Ciubotaru nu este străină de activitățile din Consiliul Județean Neamț. La vremea respectivă s-a mai scris despre lucrurile acestea, dar una peste alta, asta e imaginea pe care ne-o dă un Consiliu Județean, după aceea pe care ne-o dă un sistem cum este cel sanitar, de sănătate, pardon, în care din când în când mai vine câte o reclamație și începe scandalul. Așa cum Gheorghe Ștefan a făcut o reclamație la adresa lui Ionel Arsene. Cam astea ar fi lucrurile pe care vreau să vi le spun astăzi, dar înainte de a încheia, îmi permit să mai vă rețin atenția cu două chestiuni. La gura lumii v-aș atrage atenția, poate citește cineva, asupra, și se sesizează și ne dă mai multe amănunte, despre un pat buclucaș dintr-o cameră de gardă a unei secții a spitalului, a unui spital din Neamț, unde au fost niște evenimente, s-au pus niște camere de luat vederi ca să demonstreze niște dări și luări de mită. Ei, când s-au pus filmele alea, se pare că acolo pe imagine ar fi apărut și niște, s-au interpus cumva, niște, nu știu, s-a filmat din greșeală, s-au suprapus imaginele cu niște scene mai picante din camera de gardă, ceea ce l-ar fi făcut să exclame pe unul dintre administratorii secției respective. Dom'le, acum îmi explic eu de ce veneau medicii și reclamau că patul nu este bun și se strică foarte repede. Da, om trăi și om vedea. Și pe final vă mai punem încă o mică bârfuliță. Prinde turcul, scoate-i ochii, că ne spun nouă niște surse destul de bine informate, că se lucrează, cine lucrează nu știm, la un raport tehnic amănunțit, dacă s-o fi chemând așa, expertiză, cum s-o fi chemând, pe un proiect european foarte frumos premiat,
că, domne, s-a făcut și că bine că s-a făcut, acum cum s-a făcut, nu mai contează, dar iată că se pare că contează. Și acolo ar fi vorba despre niște materiale proaste folosite, despre lucru făcut de mântuială, chiar despre proiect care ar fi cu problemuțe prin zonă și că s-ar fi spus la vremea respectivă că e prost, dar noi am rămas cu Zicala. Prinde turcul, scoate-i ochii. Ne oprim astăzi aici, jumătate de oră ajunge de prea frumoasă emisiune la cafeaua de dimineață. Puteți trece din acest moment la croasante. Cele bune, numai bine, să fim iubiți!